text. Dragii mei, din lista de concurenți pentru Power Couple România, nu mi-au mai rămas mulți să vă prind. I-am lăsat mai la coadă pentru că pe ăștia doi nu am reușit să-i agăț din prima, nu, nici din a doua. Știți petrecerile alea la care intră doi și nu știu dacă au venit să dea o spargere, să ne fure banii sau să propună un joc cu sticla sau sunt aia care stau până dimineață? Oana și Radu sunt aceia. Uitați-vă un pic la ei. Ei sunt adulți! Ei sunt adulți, dar nu pat. Între surprizele plăcute de la Power Couple, ăștia doi, întotdeauna trebuie să fie și nebunii a doi, tâmpiții a doi de la petrecere. Știți? Da. Păi, ăia doi! Ce, ne uităm și în oglindă înainte să plecăm acasă. Ce e interesant este că pe voi nu vă mai văd separat acum. Pe ceilalți îi mai văd. Pe Sorin și Diana, de exemplu, îi văd. Pe Diana la evenimentele ei cu pielea și cu cremele, pe Sorin la bucătărie sau la o petrecere sau la pescuit. Dar pe voi nu vă mai văd. Oana, stai frumos că ai stat tot power cap-ul, ai stat în mod ciudat. Sunt ciudată, e ok. Mai stai, dragă, și frumos. Am văzut un cadru. S-au făcut și pariuri dacă Oana a avut măcar o pereche de sutien la ea în Malta, a zis că nu suportă. Nu port sutien. De ce aș purta sutien? Păi pentru noi. Că suntem și alți stați aici la... Am înțeles. Cadrele sunt... Uite, nu o să port sutien. Ce o să faceți? Da, va trebui timp de câteva săptămâni să ne vedem. Așa, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Între cuplurile mai nou formate la Power Couple, dar foarte intense, Oana și Radu. Vă aduceți aminte unde v-ați cunoscut? Da, nu o să uităm niciodată unde ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut la o filmare de a unui prieten. Pe acoperișul unei clădiri în centrul Bucureștiului. Ok, unde Oana era acolo pentru... Eram amândoi acolo pentru același lucru. Okay. Trebuia să filmăm un video pentru o piesă pe care am făcut-o pentru un prieten de-al nostru de ziua lui. Dar nu vă cunoșteați? Nu. Nu. Dar vreodată tu ai văzut-o pe ea măcar online? Nu. Eu nu știam că există. Eu nu știam că Delia Rusu. Lumile noastre nu s-au întâlnit niciodată. Adică la modul ăsta. Deci nu aveai la follow, nu. Nimic. Nu. Bine, nimic. Era și foarte greu să te aibă la follow, Oana. Mă aveam cu sărsa la follow. Păi asta și noi, da. Noi cu Ana ne știm din spate, din backstage de la X Factor, că am și muncit, am trudit puțin împreună, când, iată, tu nici nu existai pentru ea. Pe planeta asta, pe nu? Planeta asta. Eram... Bun, și cum, că aici e vorba de cupluri, da? Cupluri super longevive s-au întâlnit dintr-o prostie, dintr-o greșeală, dintr-un accident. Da. Alții s-au urmărit 2-3 ani și ea nici acum nu s-a prins. Bun, și ce s-a întâmplat? După ce ne-am întâlnit, v-ați intersectat privirile și? Intersectat privirile. Voiam să zic și că... apoi nu s-a întâmplat nimic. Timp de o lună jumate, două. Nu mai prea știu am vorbit, exact. Da, deloc. Bun. N-am vorbit deloc. Și? Da. Și la un moment dat m-am băgat eu în seamă, i-am zis lui Ana, bă, uite, dă-mi și mie share la chestia asta pe Instagram, că tu ai mai mult followers pe Instagram, nu știu ce. Poți să mă ajut și pe mine? Da, păi și tu ce mai faci? Ce nu știu, și la început nu îmi răspundea. Îmi răspundea, știi cum Habar, se face odată la două zile. Corect. Eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Îi scriam și îmi spunea, a, da, bine. Și două zile nu mai îmi spunea nimic și după aia mai scriam eu wall of text. Două zile mai îmi răspundea. Da, deci mi-a luat ceva să înțeleg ce se întâmplă. Bun, vreau să știu dacă a fost versiunea clasică. Prăjitură, stat în mașină, în parcare, în frig să vorbim. Cafea. Sau mers, pot să zic? Da, te normal, da, te rog. E cu branduri. Nu e cu branduri. Asta sărăcie? Nu, unul din primele noastre date-uri a fost la crematoriul de căței. La cimitirul de animale, da. Am fost să-mi ridic cățelul de la crematoriul de căței și a fost super romantic. Și am prins, gen, am luat cenușa câinelui și am prins... oamenii pe acolo. Serios, e foarte hot. Foarte sexy, mie mi s-a părut foarte sexy. Păi dacă te duci cu cineva de încredere. Și știi ce a fost mișto? Că inițiativa ei și mi se pare tare că să te întâlnești cu o tipă, să ieși la unde și să-ți spună, a, după ce mâncăm, mergem să-mi ridic și eu câinele mort. Deloc problematic. Și acolo m-am îndrăgostit, că n-ai cum să nu te îndrăgostești la chestia asta. Și am stat în mașină cu câinele în mașină acolo, bine, în cutie. Am văzut apusul, a fost foarte nice.
Oana okay. a băgat degetul. Voi ne-ați chemat, frate. Dacă vreun scenarist pentru viitoarele filme din România nu găsea un date romantic, nu mai știi unde să-i duci. Avem de povestit o grămadă, da. Vă rog să-i urmăriți. Sigur că multe din aceste informații apar și în Power Couple ediția 1. Da. Între două probe la înălțime. Trebuie să punctez câteva lucruri pentru că, da, poate vă gândiți la Oana prin filtrele Deliei sau pe unde ați mai văzut-o. Da, nu o să credeți, dar Oana este super motrică, este un bun sportiv și la multe capitole îl bate pe Radu la fundul gol, că doar Maxim. O să-l bate la fundul plin. Se cațără, înoată, se aruncă fără să pună multe întrebări în orice. Poate n-ați văzut așa. Pe Oana de-aia vă zic că este o forță la acest concurs. După pauză, vă propun să mă ajutați să fac castingul pentru sezonul 2. Ah, ok. Cel da. Mai mare drag. Tare. O să vă pun să jucați împotriva unui cuplu foarte strong. Bubu și Buba. Yeah. E bine, okay. știați Bye. Oare că în spatele bărbatului Radu Bucălaie puternic stă o femeie mult mai puternică? Da. Care, da, a lucrat alături de noi la Neața. Vi prezint în câteva momente. Și ne și jucăm să vedem dacă vă calificați. Bubu și Buba, Radu și Oana. Să ne vedem în câteva momente.